Zeci de profesori din țara Făgărașului au susținut astăzi examenul pentru titularizare, cu emoții chiar mai mari decât cele ale elevilor care au susținut și ei examenele cu ceva timp în urmă. Profesorii au intrat în sala de examen și au susținut proba scrisă. S-au pregătit intens pentru acest prag al carierei lor de profesori. Emoții sunt. Acum să vedem ce subiecte, depinde de subiecte pe care o să vină. Ați pregătit mult pentru acest examen? Da. Tot anul. Da, am puține emoții, sunt evidente. Și v-ați pregătit pentru acest examen? Da, eu m-am pregătit. Și ce notă sperați să luați? Păi eu sper să iau o notă cât mai bună ca să-mi asigure ocuparea unui post în învățământ în anul școlar care va urma. Nu a fost un examen oarecare, ci a fost la fel ca ale elevilor care au susținut bacalaureatul și anume au fost monitorizați de camere video. Însă emoțiile nu se termină astăzi, ci doar pe 7 august când se vor afișa rezultatele, iar profesorii nemulțumiți de notele obținute vor putea depune contestații timp de 2 zile. Rezultatele finale vor fi afișate vineri 10 august. Profesorii care vor reuși să obțină minim nota 5 vor fi repartizați pe posturi.